Numele lui Aristide Blanc este adesea asociat cele mai mari escrocherii financiare din România din secolul al XX-lea. Deși a dus la prăbușirea economiei țării și a sistemului politic, el nu a fost adus în fața justiției absolut niciodată. Aristide Blanc, primul absolvent român al Academiei de Științe Comerciale și Financiare de la Viena, s-a născut în 1883 la București. El a fost fiul lui Mauriciu Blanc, asociat al celebrului cămătar de origine evreiască Jacob Marmoroș. În 1914, Aristide a devenit parte din conducerea băncii Marmoroș Blanc, care a finanțat eforturile de război ale României în 1877. Cu pricepere și relațiile consolidate în calitatea sa de împuternicit financiar al statului înainte de Marele Război, Aristide a dezvoltat banca la nivel internațional în premieră. Până în 1923, Marmoroș Blanc avea 25 de sucursale în țară și reprezentanțe la Paris, Istanbul, New York și Viena, devenind astfel cea mai puternică instituție financiară din România. Aristide Blanc a achiziționat și terenuri importante în nordul Bucureștiului și a investit în presă în acea perioadă. Începând cu 1930, el a devenit consilier economic al regelui Carol al II-lea. În 1927, Aristide Blanc s-a implicat în lupta pentru putere din România, sprijinind revenirea regelui Carol pe tron, după moartea regelui Ferdinand. Acest sprijin a durat 3 ani, în timpul cărora ziarele finanțate de el au susținut revenirea lui Carol al II-lea, ceea ce s-a și întâmplat în 1930. Criza economică a dus la falimentul băncii Marmoroș Blanc în 1931, cu un deficit de 3 miliarde de lei care nu a putut fi salvat nici de intervenția regelui. Statul român a despăgubit deponenții băncii până în 1940, în sumă totală de 5 miliarde de lei. Aristide Blanc, poet și pasionat de teatru, a rămas în România până în 1958, când a fost condamnat de comuniști la 20 de ani de închisoare. Cu ajutorul relațiilor sale a reușit să scape și a murit în 1960 la Paris. În urma lui a rămas una dintre cele mai frumoase clădiri din București. Palatul Băncii Marmoroș Blanc este situat în sectorul 3 al capitalei și a fost sediul Băncii Marmoroș Blanc în perioada interbelică. Clădirea a fost construită între anii 1915-1923, după planurile arhitectului Petre Antonescu. Acest edificiu are elemente în stil neoromânesc, care înglobează mai multe stiluri, precum cele bizantine, gotice și moldovenești. În interior, palatul este decorat în stil Art Nouveau și Art Deco de către Cecilia Cuțescu Storc. În 1993, clădirea a fost extinsă spre centrul vechi, în urma unui proiect al arhitectului Tiberiu Boitan.